luptătorul Slash, care, din punctul meu de vedere, a scris cea mai echilibrată, realistă lucrare memorialistică despre acțiunile Uslash. El are relatări foarte amănunțite despre acel episod, pentru că cei patru atentatori care au fost trimiși aici au fost neutralizați prin ceea ce se numește în arta informației prin jocuri operative. Adică vreau să se pună să iasă în evidență ai noștri că ei au făcut, și pur și simplu au făcut trei trasee, da, cu mașini foarte sau identice, și aici i-au derutat și în același timp au reușit să bareze orice fel de posibilitate. Deci nu s-a întâmplat, aici este povestea. Vedeți și astăzi. Astăzi noi nu avem din 1991, nu? De când a fost cu atentatul acela asupra ambasadorului Indiei, cu cei echipajul acela de patru teroriști Sikhs care au intenționat să-l omoare, o acțiune dejucată de USLA, de brigada antiteror, noi până astăzi n-am mai avut tentative, dar să nu vă dau numărul sutelor de arabi de toate felurile care au fost declarați persona non grata de către autoritățile statului român, ceea ce înseamnă că s-a intervenit profesionist și nu de alta, dar John Biden, când a venit anul trecut la București, a spus că ofițerii din SRI și SIE sunt foarte profesioniști pentru că cooperează cu ei și ei știu. Joe Biden vine după, mi se pare mie, vreo 12 ani la comanda structurii antitero din CIA. Deci, și acum conduce CIA-ul. Deci un om care știe foarte bine ce înseamnă terorismul și dacă face aprecieri, înseamnă că știe el de ce face astfel de aprecieri. Asta e pe frontul secret. Eu am spus, mi se pare, în cartea despre Morozov, ofițerii de informații, când își fac treaba, previn catastrofe la adresa securității naționale și ei nu vor trece niciodată pe sub arcul de triumf. E menirea altora să defileze pe sub arcul de triumf. O să l-am rugat adineaur pe domnul Teodorescu. Vă rog. Nu vreți să-mi faceți prezentarea? Aia, păi, dar sunteți un brand, cred că aș fi penibil. Nu modest. Misterele ușor. Vreau să spun câteva cuvinte. Sigur, eu am citit și prima variantă scrisă de colegul meu, domnul profesor Cristian Troncotel. Ne cunoaștem de ceva vreme. Sigur, eu întotdeauna orice citesc sunt critic și foarte atent la fiecare rând, că și, cum o spun, o defecțiune profesională, ca să-i spun așa. Ca ofițer de informații trebuie să fiu atent la fiecare cuvânt și la orice sens, ca să pot să desprind ce este corect, ce este incorect, ce iau și ce dau deoparte. Am avut pe urmă o discuție cu Denisul. Eu întotdeauna fac însemnări pe cartea pe care o citesc și o citesc cu atenție. Și cartea care mi-a oferit-o la timpul respectiv domnul profesor Ion Scurtu, și am și avut ulterior o discuție cu dumneavoastră, cu punctele mele de vedere. Așa ar trebui să fie, de fapt, între oameni. Că dacă am fi toți la fel, ar fi plictisitor. Ne-am plictisit de moarte cu toții. Sigur că am văzut și al doilea volum, dânsul m-a și asigurat că a ținut cont atât cât putea să țină cont de... În fond, eu am vrut să dau o mână de ajutor și așa fac întotdeauna, nu e o problemă. Mai ales, sigur că am activat o perioadă în aceeași structură, sigur, cu sarcini diferite, este firesc să fie așa, într-o structură de informații, nu toată lumea merge într-o singură direcție, nu s-ar putea. Oricum, dânsul a făcut și are multe scrieri care sunt importante. În cadrul redacției noastre a revistei Vitralii Lumini și Umbre, și așa cum povestea, chiar așa s-a întâmplat, cum a ieșit, zic, bine încoace că avem dreapă.
Și atunci am și hotărât și să publicăm și să scoatem această revistă, pentru că ani de zile toată lumea a vorbit, nimeni din interior n-a spus nimic. Ceea ce nu e corect și rămâne ceva care plutește pe undeva și nimeni nu știe exact. Și am spus atâta cât putem noi să spunem, pentru că suntem ținuți de profesia noastră, să nu spunem chiar tot. Nu putem. E scurs. Și nu numai noi, în România. În toată lumea se procedează la fel. Când se spune ceva, înseamnă că există un interes major și trebuie spus. Dacă nu, moare odată cu noi. Dispare. Și am procedat la acest demers și cred că am făcut bine și nu numai tinerii cercetători pe care îi sprijinim întotdeauna și oricând suntem deschiși pentru orice discuție, că așa este bine, sigur, dânși au elan și pregătirea de istorici, noi avem experiența de viață și informațiile. Și atunci, dacă ne punem împreună de acord, este o treabă bună. Nu pentru noi, ci pentru cei ce lăsăm în urma noastră și oamenii să înțeleagă exact că noi românii nu suntem chiar un popor de neisprăviți, cum încearcă unul să ne prezinte. Indiferent în ce domenii ne-am desfășurat sau ne desfășurăm activitatea. Sunt multe lucruri care încă nu s-au spus. Discutam mai zilele trecute legat de ce se vorbește acum cu 25 de ani, că adevărul adevărat, și îmi spunea unul implicat în acele evenimente, nu de partea de care eram eu, că nu se va spune în niciun caz până nu mor toți cei care au fost implicați și care sunt răspunzători. E o explicație. Și cred că așa se va întâmpla. Eu am mai spus și o spun și aici și că este momentul să încetăm cu această gâlceapă. Este o gâlceapă, da? Hai că avem alte lucruri mai bune de făcut și să gândim că toți suntem români și trebuie să tragem în aceeași direcție și să apărăm interesul național, indiferent care este forța politică care ne conduce într-un moment sau altul. Forțele politice sunt efemere. Azi sunt, mâine nu sunt. Dar sunt structuri care sunt perene. Alea sunt de bază. Și asta încercăm să explicăm tuturor. Că unora le convine și ce spunea domnul profesor Ioan Scurtu a fost foarte delicat cu dezbaterea de la Teatrul Național cu duminica trecută precedentă cu Ion Caramitru, sigur că a creat așa o stare. L-am și deranjat probabil că la un moment dat am luat microfonul și a trebuit să vorbesc, că era altceva, era lansarea unei cărți a profesorului Mihail Andreescu și dânsul vrea să spună că Musa și de ce nu-l recunoaște lumea că el a fost un luptător anti-Ceaușist și un luptător anticomunist. N-am eu căderea, n-am lucrat pe domeniul ăsta și i-am spus, domnul maestre, eu vă știu numai ca actor. Domnul profesor Scurtu, și-i mulțumesc și acum, așa, și vreau să-i spun, deci, din păcate, probabil, datorită fizionomiei, regizorul ți-a încredințat numai roluri negative. Ori de legionar, ori de hitlerist, sau de și dânsul m-a completat, nu că a fost și rolul de comunist. Dar am evitat să spun acesta la microfon, ca să nu incit. Dar, cum să spun, în loc să-l lase pe autor să-și spună că a muncit omul și a scris o carte, credea dânsul că ne-am adunat acolo cât eram mulți puțin, să ascultăm că el nu s-ar vrea să spună că a fost un opozant. Nu interesa pe nimeni de cei prezenți. Eu n-am observat vreunul care să fie intereseze. Și, din păcate, sunt. Mai zilele trecute am fost la un post de televiziune care m-a chemat cu insistență și, până la urmă, am acceptat în ultimul moment, cu Grigore Cartianu, și-a dat niște secvențe. Alea sunt importante pentru mine, că erau mai clare. De cum să interpretez niște actori la televiziunea română, actorii negativi, Dau de Brateș și alții, pe care îi mai știam, că ne-am mai întâlnit când erau
reprezentanții televiziunii române cu ocazia vizitelui șefului statului în diferite țări și de întâmplare mă aflam și eu acolo. Și erau foarte modești, dacă zicea bună ziua, era mare rău. E, acum a devenit toți mari anticomuniști. Și s-a făcut la vremea respectivă o propagandă deșanțată, care este prevăzută și în codul penal, și vechi și nou, ca instigare la omor deosebit de grav. Nimeni nu i-a întrebat nimic. Și atunci explicația cu unul care a fost participant zice, păi nu o să implice nimeni până când nu mor ceilalți. Deci, așteptăm. Eu oricum nu sunt hotărât să mor. După 120 de ani mai discutăm de viața mea. Sigur că în colegii mai tineri fac o treabă extraordinară care sunt la CNZAS și avem discuții de câte ori avem prilejul și în fond le găsim aceste prilejuri, nu e o problemă. Că când ai bună credință, e imposibil să nu găsești cale de înțelegere. Sunt multe lucruri. Noi trebuie să ieșim și nu mai suport termeni de naștere. Securiștii, teroriștii, mă rog, n-am mai apăsut aia cu teroriștii. Acum, bă, nu ascult. Securiștii, torționari. Da, am fost, prima dată am ajuns în pușcărie când m-au arestat ei. Deci, n-am călcat în viața mea într-o pușcărie și nici nu mai vreau să calc. Deci, trebuie să găsim modalitățile corecte de a înțelege și de a interpreta ceea ce s-a întâmplat cu noi. Că era inevitabilă schimbarea, toată lumea o știa. Inclusiv noi. Că, domnul profesor, vă informez că nota de informare a lui Ceaușescu cu privire ce urma să se discute la Malta între cei doi mari care au convenit ce se întâmplă în România și în zona căruia se intre sub influență România, noi, Serviciul Român de Informații, am știut. Și l-a informat pe Ceaușescu. Chiar în evenimentul zilei de Luni, azi e miercuri, da. Nu știam, asta m-a sunat generalul Vlad, ți-ai luat evenimentul zilei, nu l-am luat, că nu le iau de regulă. Citesc niște sinteze ale presei din fiecare zi și pe toate posturile, o primesc sinteza și văd ce este important să mă interesez și mă interesează. Am luat-o și am citit-o. Sigur, era publicat acel document de informare a lui Ceaușescu, semnat de generalul Iulian Vlad, care l-a dat personal, înainte de a se produce întâlnirea celor doi mari. Și a spus exact Serviciul Național de Informare, a spus uite ce urmează. Și la ce ne-a folosit? Da, un serviciu secret de informații este obligat să informeze. Cel care beneficiază de aceste informații are dreptul el să hotărască ce face cu informații. El probabil că, eu știu, a jurat în gând sau nu știu, cu voce tare, habar n-am, că nu eram acolo, dar n-a făcut mare lucru. Doar că peste două zile sau trei zile a fost la Moscova. Și a avut o discuție mai dură cu Gorbaciov. El fiind informat ce a discutat între timp cu Bush la Malta. Mă rog, nu chiar la Malta, că era în largul mării. Dar un serviciu secret de informație ascultă și în largul mării. Ce să spun? Și nu mă întrebați cum, că nu o să vă spun niciodată, că nu știu. Deci, lucrurile astea s-au știut. Se face abstracție de ceea ce, pentru că nu dă bine în planul general, domne, pe cine? Ăsta e calul de bătaie, aruncați pe el. Că încă mai rezistă. Mai suportă. Nu este în regulă. Nu este în regulă. Nu cred că vreun eu sau un alt coleg al meu din sistem, atât cât am activat, am făcut ceva împotriva țării mele. Și împotriva propriului popor. Împotriva nici măcar a unui cetățean, concetățean al lui. Și atunci, unde mai e și ce facem? La ce ne ajută? Nu ne ajută la nimic. Trebuie să ajungem la un moment dat, la un moment de înțelepciune și să acționăm în interesul general și în interesul țării noastre. Fiecare atât cât poate și unde este. Altfel, probabil că și sunt unii interesați să ne tot împileze, să ne tot pune unul împotriva altuia. Dar cred că suntem totuși un popor inteligent și putem să pricepem aceste lucruri.
și să facem ceea ce este interesul general al nostru, al tuturor. Noi scriem. Și scriem și mai bine, și mai puțin bine. La Vitralia avem un colegiu foarte exigent. Mai avem de cei care să și scriu și ne dau materiale și să supără că umblăm pe ele. Dar nu-l public dacă nu ești de acord. Dar nici nu poți să fii acolo fiecare și să-și trâmbițezi, eu știu ce are el un interes.